Încă din perioada primului război mondial a fost evident faptul că, dacă Germania ar vrea să folosească în favoarea lor potențialul unor popoare est-europene, cel mai potrivit ar fi cel ucrainean. În Ucraina se formase o mișcare națională care se străduia să obțină independența față de Imperiul Rus. Totuși, această mișcare era destul de divizată, iar ecourile primite din regiunile teritoriului erau diferite. Vestul Ucrainei, având un caracter pregnant agricol, aparținuse timp de mai mult de un secol monarhiei austriece. Galiția era orientată mai mult spre Viena decât spre Kiev. Estul Ucrainei, pe de altă parte, era în mare măsură rusificat și dispunea de un puternic centru industrial la Harkov, influențat de partidul bolșevic. În perioada interbelică, Ucraina sovietică a fost practic paralizată de colectivizarea forțată, de foamete și de represaliile staliniste. Se estimează că între 1930 și 1933, peste 6 milioane de oameni și-au pierdut viața. E ușor de înțeles ce impact a avut pentru mentalul colectiv ucrainean tragicul experiment sovietic. În vestul Ucrainei, unde domina o situație politică de relativă libertate, un grup de ofițeri ucraineni, emigranți, a creat încă din 1920 o mișcare insurecțională orientată în principal împotriva Poloniei și Rusiei sovietice. Aceasta era Organizația Naționaliștilor Ucraineni, abreviată ONU, sub conducerea lui Evgen Konovalets. După asasinarea acestuia în 1938 de către un agent NKVD, organizația care a colaborat în secret cu serviciile de informații germane s-a împărțit în două facțiuni, una sub conducerea lui Andriy Melnik și alta sub conducerea lui Stepan Bandera, aflate într-o acerbă concurență una cu alta. Când în martie 1939 Hitler a ocupat Cehia și a pus Slovacia sub protecția Reichului, Ucraina Carpatică și-a proclamat independența națională. Era însă în zadar, pentru că germanii promiseseră deja Ungariei acest teritoriu. În vederea campaniei din Polonia, Serviciul de Informații al Armatei Germane a format o legiune ucraineană de tăria unui batalion, cu misiunea de a induce tulburări în Galiția. Dar, în baza pactului dintre Hitler și Stalin, acest teritoriu i-a revenit Uniunii Sovietice. Așadar, ucrainenii din exil și-au văzut speranțele înșelate din nou. Stalinizarea Galiției, care își consolidase structurile sociale și economice de-a lungul istoriei, a fost un adevărat calvar. Peste 400.000 de oameni au fost trimiși spre Siberia sau Kazahstan. Colectivizarea forțată, naționalizarea întreprinderilor și epurările au condus la o asemenea stare de spirit încât populația a salutat cu multă bucurie așa zisa eliberare de către Wehrmacht în 1941. Ambele grupări ONU concurau acum cu și mai multă convingere pentru obținerea favorurilor germanilor. De altfel, aveau destule lucruri în comun cu național-socialiștii. Anticomunismul și antisemitismul se aflau printre acestea, dar, în ceea ce privește independența Ucrainei, naționaliștii își făceau speranțe zadarnic. Ca viitor ministru al Reichului pentru teritoriile ocupate din Est, Alfred Rosenberg rămânea fidel conceptului său privind descompunerea Imperiului Rus. Totuși, era dispus să ofere ucrainenilor un tratament preferențial, acordându-le un anumit grad de autonomie, dar desigur sub nicio formă de plină suveranitate. Pe de altă parte, Hitler era interesat în principal doar de exploatarea economică a țării. Grânarul Ucraina promitea să asigure hrana de care avea nevoie Reichul înfometat de război. În cadrul Wehrmachtului au existat mai multe neînțelegeri în privința modului în care trebuia tratată Ucraina. În rândul generalilor germani exista ideea că atragerea ucrainenilor la cauza germană și întrebuințarea lor în lupta împotriva Armatei Roșii ar putea fi utile. În schimb, în ochii SS-ului, Ucraina nu era altceva decât un teritoriu destinat exclusiv colonizării, unul care trebuie curățat de populațiile de aici presupuse inferioare rasial. În perioada de pregătire a operațiunii Barbarossa, se estimează că în jur de 30.000 de simpatizanți ai organizației conduse de Bandera s-au alăturat cauzei germane. Aceștia s-au constituit în două batalioane, Nachtigall și Roland, și au executat acțiuni de sabotaj și au destabilizat zone întinse în spatele Armatei Roșii. Ucrainenii sperau ca aceste unități să devină nucleul unei viitoare armate proprii, care putea fi întărită cu refugiați și prizonieri de război ucraineni din Armata Roșie. Spre deosebire de alte legiuni din cadrul Wehrmachtului, voluntarii ucraineni nu jurau credință față de Hitler, ei rosteau următoarele: cu această armă voi lupta pentru libertatea Ucrainei sau voi muri.
În marșul său prin Galiția, Wehrmachtul a găsit în ONU un partener ideal, mai ales datorită faptului că naționaliștii aveau ani de experiență în acțiunile subversive întreprinse împotriva sistemului sovietic, dar această camaderie de arme nu a mers mai departe. La 30 iunie 1941, fără înștiințarea prealabilă a Berlinului, la Lemberg s-a organizat o adunare națională care a proclamat restaurarea statului ucrainean. Armata revoluționară ucraineană va lupta alături de armata germană aliată, împotriva ocupației moscovite, pentru un stat ucrainean unitar și pentru o nouă ordine în lume. Proclamația de independență a ucrainenilor a declanșat furia lui Hitler. Prin urmare, poliția de securitate germană a intervenit imediat. Bandera a fost pus în detenție onorabilă, iar la Lemberg a fost instalată o nouă autoritate de guvernare autohtonă. În iulie 1941, ONU a format grupe de marș care să însoțească înaintarea armatei germane pe teritoriul Ucrainei, înființând mai multe puncte întărite în teritoriul din spatele Wehrmachtului. Din acest moment, naționaliștii ucraineni au încercat să evite orice fel de confruntare cu germanii și le-au pus la dispoziție mai multe formațiuni de miliție. Fiind mai mereu în criză de efective de poliție, Wehrmachtul a recurs adesea la sprijinul acestor grupuri paramilitare în armate, mai ales pentru a scotoci pădurile în căutarea soldaților Armatei Roșii care se ascundeau. Cele două părți au găsit mereu o bază de înțelegere comună în anticomunism. Spre deosebire de vestul Ucrainei, în partea de est a țării, în zonele din apropierea frontului, susținerea populației locale față de Wehrmacht a avut foarte mult de suferit. Aceasta pentru că scoaterea din funcțiune a întreprinderilor industriale, introducerea muncii forțate și în același timp lipsa de considerație pentru hrana și traiul populației au condus la percepția că dominația germană este de fapt exploatatoare și opresivă. Ezitarea germanilor în privința desființării sistemului colhozurilor a reprezentat factorul care a determinat pierderea simpatiei marii majorități a populației rurale. Astfel, în primăvara anului 1942, ONU lua serios în considerare posibilitatea de a forma detașamente de partizani pentru a-și apăra populația de abuzurile germanilor. Este adevărat că pentru naționaliștii ucraineni, dușmanul principal rămăsese URSS, dar nu mai putea ignora nici suferințele oamenilor din spatele frontului german. Pe de altă parte, declanșarea acțiunilor militare împotriva germanilor, înainte de momentul potrivit, înainte ca rezultatul războiului dintre cele două forțe să fie clar conturat, s-ar fi putut dovedi o greșeală. ONU a decretat trecerea la un război deschis împotriva germanilor abia după catastrofa de la Stalingrad. Armata insurecțională ucraineană, pe scurt UPA, nou formată, a adunat rapid membri, mulți dintre ei foști auxiliari care dispăruseră din unitățile lor cu armamentul și muniția din dotare. Doar în câteva săptămâni, forțele germane au fost silite să se retragă din mare parte a zonelor rurale din vestul Ucrainei. Germanii au reușit să-și mențină prezența doar în orașele mai mari și doar cu mare greutate să asigure protecția unor importante noduri de cale ferată. UPA se constituise într-o adevărată armată de infanterie, bine organizată, dar înzestrată cu armament de captură foarte variat. În afara ofițerilor, ucrainenii înrolați în UPA nu aveau niciun fel de pregătire militară, iar armata era îngrenată într-un război pe mai multe fronturi. În timpul deplasării aliniamentelor, i-a atacat pe germani și la 9 iulie 1944, în luptele pentru cucerirea dealului Lopata, au reușit chiar respingerea unei divizii inamice. În același timp, UPA era angajată în lupte și cu armia Craiova poloneză, care, pe teritoriul Galiției, constituise o divizie pentru a contribui la reîntoarcerea acestor regiuni la viitorul stat polonez. Ambele tabere au desfășurat prin sate o brutală epurare etnică, o repetare a confruntărilor de la sfârșitul Primului Război Mondial. În cursul acestui ciudat război din interiorul altui război, se estimează că și-au pierdut viața 100.000 de polonezi și 20.000 de ucraineni. Din vestul Ucrainei, UPA a întreprins mai multe lovituri și în Ucraina centrală și în estul Ucrainei, pentru a recruta forțe în vederea luptei comune și pentru a câștiga de partea sa cetățenii sovietici ucraineni în favoarea mișcării de independență națională. Astfel, formațiunile UPA au intrat în conflict armat și cu partizanii sovietici. În primăvara anului 1944, odată cu intrarea Armatei Roșii pe teritoriul Ucrainei, partizanii au primit ordin să lichideze unitățile UPA rămase în spatele germanilor care se retrăgeau. La sfârșitul lunii septembrie 1944, Berlinul a renunțat la toate reținerile anterioare, iar Bandera a fost eliberat de sub arest.
Acesta a primit misiunea să ia legătura cu forțele UPA pentru a intensifica războiul cu partizanii din teritoriile ocupate de Armata Roșie în vestul Ucrainei. O încercare cu totul iluzorie. Contribuția armată a Ucrainei în timpul războiului, în favoarea germanilor, este estimată la aproximativ 250.000 de oameni. Dacă Hitler ar fi aprobat, încă din 1941, constituirea unei armate naționale ucrainene și acordarea unei anumite autonomii statale, așa cum promiseseră inclusiv Alfred Rosenberg, ministrul Estului, o armată de aproximativ 2 milioane de oameni ar fi putut deveni realitate. Pentru Hitler, nu concepțiile sale privind ideologia rasială au fost determinante în cazul Ucrainei, ci mai degrabă cele economice. Ucraina trebuia stoarsă de resursele ei, fără niciun fel de scrupule, pentru continuarea cu succes a războiului. Dar brutala exploatare a țării s-a soldat cu un eșec. Ucrainenii, care la început erau gata să lupte împotriva stalinismului, s-au resemnat sau nu au mai văzut altă soluție decât să treacă de partea sovieticilor.